Pentru a stabili cui aparține vina producerii accidentului, polițiștii trebuie să afle cine a intrat în intersecție pe culoarea roșie a semaforului. Știm decât că Dacia Logan venea dinspre Belejoi și se deplasa către Ploiești pe vira stânga, iar camionul venea dinspre Carrefour Metro către Belejoi. Deocamdată se fac cercetări să vedem care conducător auto a pătruns pe culoarea roșie a semaforului electric. Pe toată durata cercetărilor, traficul în zonă s-a desfășurat cu dificultate.